Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A apărut primul limitator de viteză inteligent din România. Deci nu e... A fost instalat în comuna Snagov, de lângă București, anunță-l postul public de televiziune, taman în Snagov. Este împotriva vitezomanilor din Germănești, Snagov. Deci, practic, este ca un radar, identifică viteza, îți măsoară viteza și permite să treacă doar celor care respectă limita de viteză din zonă. Adică e un limitator ridicat cu senzorii ăștia și el coboară doar dacă ești sub viteza limită. Viteza limită în zonă fiind 30. Păi și dacă n-ai viteza limită, ce, te izbești în el sau cum faci? Da. 35 de km pe oră, înțeleg că este viteza acolo, ca la mine în cartier. La mine în cartier viteza e de 30. Cred că au măsurat unii și 80-90 pe străduțele alea. Și este o discuție nesfârșită dacă să se instaleze niște cocoașe de alea. Niște țepe. Păi aveți cocoașe. Nu, sunt alea de plastic care sunt totalmente mari, ignorate. Sunt niște domni și doamne care au mașini de serviciu și care trec, n-au nicio treabă. În București sunt câteva cocoașe de la nesemnalizate, adică nedesenate. Nu cred. Ba, te-ți spun eu. Serios? Da. Da, e o surpriză tare neplăcută pentru cine nu... semnalizate. Cine circulă repede, da. Deci, iată ce, cum zice, sistemul este format din niște panouri de avertizare, te anunță din timp, senzor și un prag reductor, adică, practic, limitatorul propriu-zis. Acest prag reductor stă ridicat până în momentul în care senzorii detectează că șoferii respectă viteza, moment în care bumperul coboară, a declarat domnul Felix Horațiu Șerb, directorul companiei care a dus tehnologia în România, să vină și la noi. Sistemul acesta inteligent a fost folosit pentru prima dată în Mexic, iar tehnicienii de acolo au venit să se asigure că dispozitivul montat în comuna Snagov va funcționa și la noi. Compania vrea să testeze limitatoare de viteză inteligente și în alte orașe din România. Să-i seama când ai o defecțiune la sistemul ăsta de măsurare a vitezei. Tu vii cu 35 la oră și nu coboară, dar îți zice verde, bagă moșule, dă-i forjă. Arde-o. Arde-o. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.